Mergem mai departe, avem legătura cu America, ne aude? Nu cu Valentin, cu doamna Carmen Hara. Da, ce faci? Ce faci? De unde știți pe asta? Să română. Te pup, Mihai. Ce faci? Mi era dor de dumneavoastră. Și mie de tine, să spun asta. Acum mi-am dat seama. Te-am văzut de mult. Acum ți-ai dat seama? Da, mi-a lipsit liniștea din vocea lui Carmen Hara. Catifeaua. Bine. Oh. Verbală. Carmen, înțeleg că ai făcut o investiție groasă. Nu, știi ce se întâmplă? Fiecare are pasiunile lui în viață și fiecare are adicțiile lui în viață. Sunt oameni care sunt adicți la țigări, la băutură, la jocuri de noroc, să se simtă bine, să trăiască bine, să-și cumpere mașini. Eu am făcut, am adicție la bijuterii. De când mă știu, de când cântam în Trio Express și mergeam în turnee în Rusia, în Cehoslovacia, primul loc unde opream, întrebam unde este o bijuterie. Și mă duceam și îmi cumpăram. N-ai să crezi că am inel din Rusia din anii 1980. Inel cu diamant, cumpărat de la ruși. Și tot felul de lucruri care le-am colecționat. Deci am devenit de-a lungul anilor o mare colecționară de bijuterii. Și boala asta, că e o boală la mine. Carmen, în timp ce vorbești, rulează în cealaltă jumătate a ecranului poze cu tine din prima tinerețe, să-i zicem. Da. Deci, la cât, la cât de frumoasă este această Carmen, nu ți se spuneam Hara atunci, Carmen Mureșan. Poze cu mine din tinerețe? Tu cumpărai bijuterii? Da. Eu... Nu le primeai? Deci, bine, am și primit foarte multe bijuterii. Eu cred că era coadă la... Nu. La tine, la ușă de... Nu, eu am și... Inele, verighete, coliere, nu, nestemate. Tot ce vrei, ceasuri, tot ce înseamnă... Stătea Bucureștiul la coadă. Dar bine, dar astea care le am, care sunt mai valoroase și așa, nu sunt cumpărate din București, sunt care le-am cumpărat de peste tot în lume și în special mergeam la casele astea de auction house, cum se numește? De licitație. Acțiune. Cum se zice la voi în America? Da, de licitație și acolo mă duceam tot timpul, 20 ceva de ani cu soțul meu, Dumnezeu să-l ierte, el cumpăra tablouri, eu cumpăra ceasuri. Tot ce se... Dar nu știu de ce am cumpărat atâtea, acum mă întreb. Dar ca să vezi ce înseamnă să ai o adicție la așa ceva. Să ce înseamnă să ai bani și să nu ai ce face cu ei. Dar nu e chiar așa, trebuie să fii pasionat. Pentru că la noi în casă s-a investit foarte mulți bani în bibelouri, în tablouri, zeci de tablouri. Nu avem case câte tablouri avem. E pe fiecare coltiș. Da, ai făcut vreodată vreun calcul câte milioane de dolari au intrat în brizurile astea? În... Foarte mulți bani, foarte mulți. Adică, și n-au fost bine distribuiți, dacă stau acum și mă duc înainte, zic, puteam să fac atâtea alte lucruri cu banii ăștia, să-i fi investit în ceva ca să mă aducă banii înapoi. Asta a fost o investiție care, dacă mâine vreau să le vând anumite lucruri din ele, poate nu iau atâția bani cât am dat eu pe ele. Dar a fost o nebunie a mea care, mă rog, de care n-am putut să scap, eu consider o boală a mea, o adicție a mea, înțelegi, la aceste a cumpăra, știi? O boală compulsivă în care nu te poți controla și te duci la o casă de licitație și vezi ceva, chiar dacă mai ai trei lucruri care seamănă între ele cu obiectul, cu inelul respectiv, am adunat sute și sute și sute de inele. Care mă întreb, Doamne, dă-mi sănătate să pot să le port, care nici nu mai știu că le mai am. Dar sunt parte din colecția mea. Bun, după pauză, Carmen, îți apreciez sinceritatea și faptul că ai recunoscut că au intrat niște milioane de dolari în colecția ta de bijuterii. Vreau să îmi spui ce te-ai gândit, ce decizie ai luat legată de cui le las moștenire sau ce faci cu ele. După pauză, Carmen Hara ne povestește. Și domnilor, sinceritate la cote maxime de peste ocean, Carmen Hara recunoaște că a îngropat o avere, mai multe milioane de dolari, în ceea ce nu o să-i aducă niciodată banii pe care i-a investit. În bijuterii. Din nou legătura la tine, Carmen, pentru a-mi spune ce vrei să faci cu groapa asta de... Teoretic, ce vă bijuterii. Am să las la iubitorii de bijuterii. Bineînțeles că fiică mea o să-și aleagă ce-i place ei, dar
Dacă... Bănuiesc că îi le vinzi mai scump lui fiica ta decât ai dat pe ele. Nu vând așa ceva. Dar sunt colecția mea. Unele din ele au o valoare emoțională. Unele le-am primit cadou. Unele încă sunt de actualitate. Un ceas care cred că poate am mai vorbit atât de el, care mi l-a dat ginerele meu cadou, care este un Rolex din aur de 18 carate, care este bătut tot în diamante. Dacă... Auzi, da, ginerele ăsta al tău al cui e? Că o văd pe Alexandra urcându-se într-un băieț, dacă greșesc să nu mă înjura, Lamborghini? Da, Lamborghini e al meu. Adică are și el, ăla e Lamborghini-ul tău? Lamborghini-ul meu, ăla nu i-a luat ginerele meu. El are Rolls-Royce, are toate mașini. Adică tu ai îngropat o avere în bijuterii și ai zis, hai să mai îngrop una în mașini? Nu, am multe mașini. Am M6, am vreo 3 Mercedes-uri, am Lamborghini. Adică am mașinile pe care mi le-am dorit eu să le am. Nu pot să spun că nu le am. Ești o vitezomană, Carmen? Poftim? Eu nu știam lucrurile astea despre tine. Păi nu știi nimic despre mine. Hai să-ți mai spun una acasă. Stai, nu, ai cu Lamborghini-ul ăsta, adică... Ce să spun de el? Da, e o mașină superbă. Tu ești din Ardeal, nu? Da. Din Cluj? Nu, eu sunt născut... De mine întreb de unde sunt născută eu? De dumneavoastră, că nu-mi permit... Da, hai să ne tutuim, ce mai... Eu sunt născută în Bistrița și am... Așa, eu sunt în Baia Mare, nu cumva suntem rude, adică nu... Am plecat. Nu vrei să îmi lași Lamborghini o moștenire? Ți-l las, mă plictisesc de el, ți-l dau ție. Totul, trebuie să vii să-l iei. Asta e treaba ta, asta nu ți-l deliver. No delivery. Doamne, asta deci fiți atenți, mă, ce are. Am știut că știi că am Lamborghini. Nu, că ți-l ia, că acum să e cu unghia în gât, e... De ce? Păi da, uite ce garaj are Carmen Hara. Ce? Cel mai frumos? Păi să vin aici, să-l dau. Ar plăcea. Am înțeles. Deci ăla nu e al ginerelui, e al tău, Lamborghini-ul. Da, e al meu. E al tău. Bun. Dar ginerele are ceva și el? Adică... Are și... De la Măsa, de la Taso? De mașinele... Sau... Nu, de la el. Cu ce se ocupă el? De i-a făcut soacrei cadou un Rolex, yes, cu totul și cu totul de aur și ca și cum n-ar fi ajuns aurul, a mai pus și niște diamante. Da, câte diamante, fraților, e bătut. Mie mi se pare că... Astea sunt, dacă te uiți toate celebritățile, acum asta este ceasul cel mai la modă, Rolex-ul ăsta care... Doamne ferește! Dacă asta e moda, opriți planeta, că vreau să cobor. Stai că vin în România, le iau cu mine să ți-l arăt. Ce-l aduc în emisiune. Să vezi ce frumos e. Dacă ajungi cu el la emisiune. De ce să ne ajung? Deci de unde își câștigă el pâinea aceea de toate zilele, ginerele? Ginerele meu este om de radio și om... Ce este? Om de radio? Sigur că da. Și om de cântăreț și tot ce vrei. Om de cântăreț. Huge celebrity. Păi, oameni de radio mai suntem și noi, dar... Păi știu că da. Mâine, poimine, o să mă sune soacră-mea după emisiune. Păi nu. Mie de ce nu mi-a luat Rolex cu diamante? Voi nu umpleți un City Hall cu 30.000 de oameni și faceți... Nu, noi doar 100.000 de oameni la Iași, la Forța Zoo, dar... Na. Atât, la Forța Zoo, da. Asta e. Forța Zoo. Bine. 10 milioane de dolari. Nu, că nu sunt... adică nu vorbesc cu pismă și cu răutate. Nu, că glumim. Chiar îl apreciez, nu îl cunosc, dar... Glumim. Spunem și un pic de adevăr, da, glumim. Carmen. Nu spunem, da. Ce faci cu bijuteriile? Ce faci cu averea? Cui o să le lași? Că văd că fata și-a găsit bărbat și pe plăcere și pe avere. Știi ceva? Astea n-au decât o valoare sentimentală. Până la urmă, de fapt, n-au nicio valoare. Da, o să facem un auction și le dăm cadou. O licitație. Dar le dăm cadou, nu facem licitație să le vindem sau ceva. Nu așa, la cine este amator și cine dovedește că într-adevăr... E fan Carmen Hara. Da, fan Carmen Hara și prețuiește lucrurile astea de valoare și cine are drag de ele. Știi că trebuie să poți să și le portă. Dar tu ai pus energie bună în bijuteriile astea, că știu că tu crezi în astea cu vibrații, energie... Eu cred, da, cred. Undele magnetice. Asta este o boală a mea, pentru că eu n-am putut niciodată să beau, dar știi de ce n-am putut să beau niciodată? Ca să te
pun la încercare. Știi cum? Eu n-am putut să beau niciodată în ciupar de vin, dar știi de ce? De ce? Ai o idee? Aveam 19 ani, eram studentă la Babeș-Bolyai și am plecat la mare de la Cluj, eram studentă la Cluj și am plecat la mare cu trupa să cântăm pe litoral. Și în primele seri, mi-era set odată în timp ce cântam și băieții din orchestră, ca să râdă de mine, mi-au dat un pahar mare, apropo că sunt din Ardeal, de pălincă din aia, cea mai tare, știi? Și am luat paharul, l-am sunat pe gât și am intrat în coma. Și de atunci n-am putut niciodată să beau, niciodată, nimic, nici să miros, nici să mă apropiu de niciun fel de băutură. Asta a fost după evenimentul în care m-am mânecat la 5 ani, ăsta a fost al doilea eveniment dramatic al vieții mele, dar de atunci n-am putut să am nicio plăcere. Am zis, domnule, eu nu, nu fumez, trebuie să fac și eu ceva rău, hai să cumpăr bijuterii. Mă gândeam să alegi niște bijuterii în care ai pus foarte multă energie bună și să le trimiți oamenilor cu care știi că te-ai dușmănit, uite, îi trimiți un colier lui Serghei Mizil, un colier... Marea Bănică, da. Marei Bănică. Poartă, dar știi ceva, eu n-am nimic cu oamenii ăștia, le doresc o bine. Da, zic, ca să le arăți că nu ai nimic cu ei. Problema lor cu mine. Le arunci... Da, da. Le dai cu niște bijuterii, așa. Le dai cu... Da, uite. Da, știi ceva, trebuie să arăți că you're a bigger person, că ești, tu ești mai... înțelegi că crezi în superioritatea exact. Acțiunilor pozitive și că tu poți să răspunzi la o acțiune negativă cu una pozitivă și asta anihilează orice conflict și creează o stare de bine și omul ăla care poate te-a dușmănit fără să te cunoască, în secunda aia i-ai tăiat orice armă, i-ai tăiat orice... Perfect, deci Marea Bănică, Serghei, v-am făcut cu niște bijuterii de valoare. Aștept și eu un mic... Chiar nu m-ar avânit că am să-i aduc ceva când vin acum, super. În România. Super, te-am aranjat, Mara. Da. Carmen, îți mulțumesc mult. Da, te iubesc. Salutări acolo în... Scriu o carte, acum am uitat să spun, o carte foarte interesantă. Apropo de faptul că noi... Scriu o carte? Da, o carte nouă, asta cred că e a 8-a sau a 9-a mea carte, nici nu mai știu. Păi hai, uite cum există cartea aia, călugărul care și-a vândut Ferrari sau cum era... Știi? Scriește o carte. Aia n-am citit-o. Prezicătoarea care și-a donat Lamborghini-ul la un văr din Baia Mare. Șterge asta cu prezicătoare, că nu mă caracterizează. Colecționară, fă-mă ce vrei tu, fă-mă cu scriitor. Omul de cultură. Dacă fă-mă om de cultură, vorba aia. Adică măcar că am scris atât. Te fac cum vrei tu, pentru un Lamborghini, crede-mă, te fac în toate felurile. Adică... Dar fă-mă cu așa, cu și cu ou, și cu oțet, și cu... Da, ok, dar știu că tu ai iubire mare pentru mine și vreau să ți-o exprim. Ești... Sau ce să... Da. Ce să ți-a... Viața mea. Viața. Că să vezi ce face omul pentru un interes, știi? Doamne ferește. Nu glumim. Mulțumesc mult de tot, Carmen, știi că râdem, glumim, dar mai și... Mai trecem la lucruri serioase. Plătim? Te iubesc. Te iubesc. Salutări, Miami, du-te și culcă-ți ferma de mașini de lux. Numără-ți bijuteriile să nu cumva să fi dispărut din ele. Și ne auzim și ne vedem curând. Te iubesc, te pup. Big hugs.